telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Reușita. În această seară vom discuta despre un film a cărui premieră a avut loc la Ploiești și care s-a bucurat de prezența unor, haideți să le spunem, actori principali, oameni implicați direct în acest proiect. Și avem plăcerea să-l avem alături de noi în această seară pe domnul Radu Gabrea, un nume care cred că nu trebuie să îl prezentăm foarte mult. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră. Așadar, un film care, iată, are în spatele nostru și afișul. Premiera a avut loc chiar în această seară, sau mă rog, va avea loc în această seară, pentru că emisiunea este filmată înainte de premieră. De ce ați ales Ploieștiul? Vă leagă ceva într-un mod particular de Ploiești? Sigur că mă leagă foarte tare. Eu, prima mea meserie, am fost inginer constructor. Și prima mea, în anul 2 de meserie, am lucrat un an jumate la Brazi. Iată o chestie interesantă. De aici. Și bineînțeles că toate săptămâna la Brazi, veneam duminica sâmbătă la Ploiești, făceam naveta, e adevărat, cu trenul. O perioadă, mă spun, la 5 jumate și era destul de greu. După am prins un accelerat care iarna, toată iarna, trebuia să piloteze dreptul Brazilor pentru că erau conductă. Și atunci toți navetiștii erau cu acceleratul și săreau din tren din mers, că câștigam o oră de somn, îți dai seama. Și era foarte important. Era importantă, nu? Asta e legătura mea cu Ploieștiul și cu Brazul, foarte puternică, vite. Deci, practic, sunteți la bază sau de formație inginer și ați... Și m-am cum v-ați reprofilat? Eu vreau întâi să fac teatru și până tot felul de căi încurcate pe care l-am trăit în viață. A fost Revoluția din Ungaria din 56, când a fost 9 luni închis. N-am putut să mai dau la teatru pentru că era facultate ideologică, cu partidul, și am rămas inginer constructor unde începuse. Am terminat și am lucrat ca inginer. Și în 63, când s-a redescris școala de film în București, am fugit de la inginerie, ca să zic așa, și m-am dus la școala de regie de film. De unde această atracție pentru film? Pentru că totuși ingineria este o meserie exactă, regia, trebuie să ai foarte multă imaginație ca să poți... E mai complicat. Eu am fost întâi atras de teatru, nu de film. Am fost actor pe scenă. Am jucat ca foarte tânăr fiind pe scenă protecționist la Teatru Armat din București. Așa cum era numele în Teatru Notara Vic, era Teatru Armat. Am vrut să fiu actor. Și am terminat bacalaureatul cu 17 ani, cu 10 clase. Și când trebuia să dau la facultate, mentorul meu în teatru mi-a zis, bă, băiatule, ce nu s-a schimbat vocea mai deloc? Dacă ei plasă și la 19 ani nu mai ai voce de teatru, ce faci? Fă mai bine o meserie serioasă, vezi dacă se schimbă vocea și rămâi cu vocea, dai la teatru. M-am dus la construcții, că toți colegii mei se duceau la construcții, așa era atunci moda, construcții sau medicina, așa era o... Ingineria era nebunie, știi? Și a fost așa, că a fost Revoluția din Ungaria, am fost închis 9 luni, când am ieșit, nu mai mi-a dat de nimica. Am fost lucrând cum au reprimit la construcție. Am terminat și după aia, când după 3 ani de zile, dacă era inginerie, făceam lucrat ca inginer 3 ani jumate, s-a redeschis școala de film și m-am dus la regie de film. Iată niște treceri foarte frumoase dintr-o parte în alta. Și abrupte, da. Și abrupte, exact. Meserii care nu au absolut nimic în legătură una cu alta, ingineria și cu... Mai arta. Sunt mulți ingineri regizori de film, să știți, în meseria asta, mai sunt mulți. Aici sunt niște arhitecți, de exemplu. Mai sunt niște regizori americani care au fost regizori, care au fost ingineri, dar mie nu mi-a... În afară de rigurozitate, nu știu dacă... Mi-a folosit foarte mult, să știți. Mi-a folosit organizarea, capul organizat, logica inginerească, mi-a folosit foarte mult. Haideți să lăsăm ingineria și să revenim pe platou de filmare, dacă am putea spune așa. Da. Și să ne spuneți... Când ați făcut primul film, cum a fost începuturile? Primul film profesionist l-am făcut în 1968-69 în România. S-a numit Prea mic pentru băiatul de mare și a fost, în primul moment, bineînțeles, cu toate tăieturile făcute, cu rigorile cenzurii comuniste, că a mai schimbat, a mai transformat, a mai pus să bage ceva cu 23 august, mă rog. Filmul a avut un succes extraordinar. Am luat premiul la Locarno în Elveția, premiul. A fost și la Cannes la Canadian de realizator și a avut un film, o reputație formidabilă. După ani de zile, când am plecat în Germania în 74, am stat în Germania 22 de ani. Când am plecat în 74 în Germania, după ce Ceaușescu a primit cel de-al doilea film românesc... A fost o acțiune de protest a dumneavoastră sau de ce ați plecat? Nu, pentru că am dat seama că dacă Ceaușescu mi-a oprit un film, era vorba de următorul meu film, Nicolae de Nisibut, după Tomiș Neagă, dacă știți, da. Dacă mi-a oprit Ceaușescu filmul și mă știe, nu o să mai pun filmul România în condiții normale cât o fi Ceaușescu și am avut dreptate.
V-ați gândit că o să fiți prea mic pentru un război atât de mare, nu? Absolut, și că n-am mai am șanse. Atunci am plecat, era forțat această poveste. Cum ați găsit Germania? V-a schimbat într-un fel rigurozitatea ingineriască în Germania? Mama a ajuns la germană, deci limba mea a fost oarecum familiară. E altfel, totul altfel ca aici, adică și atunci era altfel ca aici. Am mâncat și acolo ca inginer în timpul 6 ani. Nu ați făcut cinematografie? Când m-am dus acolo, mi-au zis, domnule, n-avem locuri de regizor, o să vină Liviu Ciulei. Am ajuns acolo în iunie. O să vină Liviu Ciulei în septembrie, îți face asistență la el, domnule, zic, n-am făcut la Liviu nici în țară. Deși mi-a fost profesorul, nu? Și atunci am zis ce să fac și am lucrat ca inginer. Foarte interesant, dar am zis să găsesc post de inginer. Și am lucrat ca inginer până în 89, când am făcut un film în Germania. Foarte interesant această trecere pe care ați avut-o din România în Germania. Revenirea în România când a avut loc? Târziu, în anii 92 ca să filmez ceva, 94 sporadic și 97 definitiv. Adică definitiv, în sensul că am venit. Mulți cei care pleacă afară nici nu le mai trece prin cap să vină înapoi în România. Pentru asta ce v-a determinat să reveniți în țară? Am venit în primul rând ca să filmez ceva aici. Nu mai vreau să fiu deloc. Nu mai vreau să fiu, aș de toată, nu vreau să fiu deloc. Am filmat ceva și m-am legat de aramchelul aici. M-am cunoscut pe actora mea soție pe Victoria Cucianci. Dar după aceea am venit cu niște afaceri, de fapt, ca să fac și eu de duc și eu minunat. Nu s-a potrivit pentru că nu eram în vederile lor care împărțeau aici afacerile. Știți că erau niște oameni care împărțeau afacerile. Eu veneam din altă lume și nu mai ieșit. Am venit cu bani mulți să cumpăr cinematografie din România. Am venit cu niște americani cu 220 milioane de lire sterline ca să modernizeze toată rețeaua de filme din România. Și de ce nu s-a întâmplat acest lucru? Păi vă spun eu, m-am dus la domnul ministru Coșa, care era acum ministru, a fost foarte încântat de proiect. Proiectul era fabulos, pentru că oamenii ăștia aveau banii strânși ca să cumpere un lanț de cinematografie în Anglia. Și a pierdut licitația acolo la mustață și mi-a dat telefon, tot noi știam foarte bine, și domnule, n-aveți cinematografie în România? Domnule, avem 400 extraordinar. Au venit și au propus următorul din 70% să ia ei, repară toate cinematografii din țara asta, 93, toate le renovează și 30% rămâne în statul român. Coșa a fost încântat, domnul ministru Coșa a ținut scrisoarea, a luat-o, a zis, o trimitem la CNC-ul cum era atunci și CNC s-a făcut până în ziua de azi, nu s-a mai dat niciun răspuns. Și iată multe dintre cinematografele din România au ajuns dacă se făcea chestia, dacă se făcea treaba aia, dintr-un foc, deodată, ar fost extraordinar. Bănuiți că au fost ceva interese ascunse în lucrul acesta? Acum, eu după aia, când am venit în țară, în 97, am contribuit la legea cinematografiei, am făcut-o, băieții ăștia care fac film pe legea mea, deci știu multe de subtul. Aceste cinematografii au 400 ceva în țară. Fiecare era un loc foarte bun în oraș, locurile foarte bune. Deci a devenit o afacere imobiliară. Și erau 1000 de metri pătrați la fiecare. Faceți dumneavoastră 450, 1000 ori cât costa metru pătrat. Să vedeți că era o afacere imobiliară. Și atunci partidele care veneau la putere dădeau peste mâna alea ca să nu ia la doamnă, nici ei, înțelegeți? Știți cum s-a întâmplat cu asta? Și până la urmă au ajuns de izbeliște, dacă da, putem spune, așa, marea la fiecare schimbare, eu am trăit asta, la fiecare schimbare venea unul și dădea peste mâna celuilalt. Ăla se întindea cu mâna, se întindea, să ajungă la vestibular, să schimba și că aia îi dădea peste mâna. De așa și s-a discut toată așa, cum știți unul astăzi, că nu mai avem zimă toată. Aș vrea să revenim puțin la primul film pe care l-ați regizat și să-mi spuneți ce ați simțit atunci, în momentul în care ați văzut rulând imaginile pe ecran, vă mai aduceți aminte ce trăire ați avut? Extraordinar, eram tânăr, eram cu prietenul meu, operatorul filmului Dinu Tănase, un operator extraordinar, acum e regizor și el și foarte important. Deci, a fost o fericire, a fost o nebunie filmarea aia. Eram niște tineri care filmam în plăcere extraordinară de a filma. Am avut și un director de film foarte înțelegător, care zicea așa, domnule, băieții ăștia au ceva în cap, îi lasă să facă, că vă dați seama că noi mai greșeam, mai repetam, mai debut, nu aveam cum să știm. A fost extrem de înțelegător și ne-a ajutat foarte, foarte tare. Dumnezeu să-l ierte, îl chema Constantin Toma. Și ne-a ajutat foarte, foarte tare, în sensul că ne-a sprijinit chiar în neștiința noastră, dacă vă știi, chiar și în tinerețea noastră. Ne întoarcem din nou în timp și să facem o incursiune în Germania. Acolo, cum ați găsit viața de acolo, pentru că ați plecat din lagărul comunist, nu? Cum era el denumit aici la noi, ați ajuns în Germania. Cum a fost acolo ca și inginer, cum să lucrați în producție? Am avut noroc că am putut găsi un post de inginer la două luni după ce am ajuns acolo. Erați bine plătit? Mare.
foarte bine. A fost o poveste de și de fost și mai și destul de isteț, pentru că am căutat și că vădeam refuzul tot timpul și mi s-a dat, am văzut o ofertă în ziar pentru un post care, la care cerea interviul peste o lună de zi. Și atunci m-am interesat ce fac ea și am învățat ca la școală din carte și știam că o să înceară. Și atunci când m-a întrebat, era foarte bun. Nu erau pe atunci acele teste grilă cum sunt nu, acum? Nu. Fiecare se învețe să le memoreze practic pe din afară? Nu. Te-a întrebat din meserie ce știi și eu care citisem foarte serios o lună de zile știind la ce mă duc, am fost bun la teste și le-am câștigat. Încă o dovadă a faptului că școala românească a produs valori. A fost o școală excepțională de construcție. Au fost oameni aici, România a aplicat standardele de cutremure din anul 61-62. Când în Europa nici nu se va aplica oare. Am avut o școală foarte mare de construcție, de spuncată și integritate. Nu v-a putut niciodată gândul să reveniți la prima dragoste, la construcții? Nu mai pot, adică aș... Păi am putut, dacă am putut a doua oară, aș putea, dar nu mă mai... Dacă veneam în România... Să fiți consultant la o firmă, ceva... Nu, că nu pot să fac două lucruri. Și fac foarte mult film și îmi place foarte mult și îți foarte fac filmul. Nu, dar aș putea, în fond, dar bineînțeles că acum am pierdut contactul cu tine, metode de calcul. S-a pierdut totuși, sunt sarturi uriașe. Eu vă spun că eu am început să fac inginerie cu rigla. Rigla de calcul. Noi aveam rigla logaritmică care făceam tot de mulți zile cu ea. Acum vezi și noastră cum e calculatoare, se rezolvă totul. Adică, tablete, telefoane inteligente și alte lucruri. Sărit, adică chiar e o adaptare uriașă, știi? Și o evoluție poate mult prea rapidă a tehnologiei nu, și a tehnicii. Nu, și să fac față la această tehnologie în raport cu doamna generație care se joacă. Copiii se joacă cu tabletele de la 6 ani, 5 ani și atunci ei ar fi o decalaj. Ar fi neserios să încep acum să încerc să-i cumpresc. Păi n-așa că... Probabil că și la vârste mai fragile. V-aș propune să luăm o scurtă pauză pentru un calup de publicitate și ne întoarcem pentru partea a doua a emisiunii în care vom veni la revenirea dumneavoastră, dacă putem să facem un joc de cuvinte în țară și să ne spuneți cum a fost apoi cariera dumneavoastră din acest punct de vedere. Deocamdată publicitate și ne întoarcem imediat la emisiune. Societatea Comgaz din Ploiești are ca obiect de activitate distribuția de materiale din oțel, fiind furnizorul numărul 1 de țevi laminate din Muntenia. Depozitul nou și modern dispune de un stoc permanent de 4.000 de tone. Garantăm produse de calitate în orice cantitate la timp livrate. Pentru Comgaz, orice afacere e un parteneriat. Dacă nu ți este indiferent cum arată autoturismul tău, Spălătorii Auto Harold îți recomandă o strălucire impecabilă. Spălătorii Auto Harold vă asigură toată gama de operații specifice la standarde înalte. Spălătorii Auto Harold, prietenul autoturismului tău. Coralimpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă calitate la standarde europene la cel mai bun preț. Seriozitate, competență și profesionalism numai la Coralimpex. Testezi noile modele Volkswagen în Ploiești la reprezentanța Darius Motors. Doar în luna martie beneficiezi de prețuri speciale la vânzări și revizii auto. Darius Motors Showroom și Service Volkswagen și Audi în aceeași locație din strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, numărul 291. Închiriază o mașină de la Kronos Car și beneficiezi de peste 200 de mașini noi cu livrare și predare complet gratuită oriunde pe teritoriul României.
Cronos Car. Autoturisme noi și nebranduite. Reducere de 25% pentru orice rezervare online. Kilometraj nelimitat pentru orice vehicule. TVA și full casco incluse în preț. Fără taxe ascunse pentru rent-a-car. Telefon gratuit de asistență. Opțional PDA cu GPS la 3 euro pe zi. Transportul la aeroport gratuit. Cronos Car. Un rent-a-car cu acoperire națională. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Societatea Comgaz din Ploiești are ca obiect de activitate distribuția de materiale din oțel, fiind furnizorul numărul 1 de țevi laminate din Muntenia. Depozitul nou și modern dispune de un stoc permanent de 4.000 de tone. Garantăm produse de calitate în orice cantitate la timp livrate. Pentru Comgaz, orice afacere e un parteneriat. Iată-ne la partea a doua a emisiunii din această seară. Așa cum spuneam, avem un invitat de marcă. Este vorba de regizorul Radu Gabrea, cel care a avut amabilitatea și a acceptat invitația de a veni la emisiunea noastră. Vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Ați venit în Ploiești, ați revenit acasă oarecum, pentru că ați spus că în prima parte că ați lucrat ca inginer constructor. Cu, să zic, 37 și cu 13, 14, cam 50 de ani mai am fost inginer la Brazi. La rafineria de la, la Brazi. În pragul Ploiești. Exact, exact. Și de la Brazi ați ajuns la București, după aia de la București în Germania. La București și acum la Ploiești. Exact. Ați revenit în România, ați spus definitiv în 97? Da, definitiv e... Poate e impropriu spus, au forțat. Nu, după aia am rămas și după aia s-a schimbat și acum pot să mă duc oriunde să stau oriunde, adică și așa o puteam oricunde. Bine, mai... practic ați revenit și locuiți mai mult, haide să da, spunem așa. Da, exact, și lucrez acum și chiar profesez aici foarte mult cinema în România. Cum vedeți cinematografia în momentul de față, față de perioada, să zicem, de dinainte de Revoluție? Sigur, nu mai există cenzura. Au fost multe premii în ultimii ani luate de români. Filmul românesc a avut, sigur că da, o șansă extraordinară și l-au și folosit. Au fost tineri foarte talentați care au făcut lucruri extraordinare, într-adevăr. Și ca notorietate, filmul românesc a ajuns acum ultimii ani cunoscut în lumea întreagă. Dar cum scria și un Jay Weisberg, un critic de la Variety, exact săptămâna asta în Observatorul Cultural, există pericolul plafonării în sensul că filmele se semene în poartă. Încep să se semene termin de mult. Se merge pe o rețetă a succesului deja asta este. Verificată. Oamenii au această mare, mare tendință să zic că cu succesul are mai multe componente, dar nu neapărat una dintre ele. Și dacă vrei să faci acolo, nu poți copia tot. Vă referiți poate la faptul că majoritatea celor care au luat premii și care au participat la concursuri internaționale au mizat foarte mult pe lucrurile reale, pe lucrurile, pe cele care nu merg, să spunem așa, în România, da? Au fost foarte multe filme care au scos în evidență mai mult latura negativă a sistemului, nu a oamenilor. Și filmele americane, toate serioase, nu fac altceva. Filmul nu laude, decât anumite filme. Nu, problema nu e asta, problema este că se repetă tematic filmele, se repetă, seamănă poveștile între ele, ați înțeles? Nu, de ce a avut succes foarte mare Vârsta Copilului? Că a fost o poveste, că da, așa, într-adevăr, un aspect negativ din România, dar povestit altfel. Celălalt dată seamănă în felul cum se povestește, se foarte monotone, cum a spus. Și lumea vede ce l-a mai văzut pe ăsta odată, l-a mai văzut pe ăsta odată. Și așa spunea și Jay Weisberg, la Variety, acum, în ultima articol foarte tare pe filmul românesc, că sunt nevoie de diferențiere. Să apară filme de gen, să apară comedii, să apară musical, să apară drame, adică să apară foarte diferite, ori asta lipsește în bără. Lumea vrea să vadă așa ceva. Care ar fi
cel mai mare succes de care credeți dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, că l-ați avut până acum, ca și în carieră? Filmul care a fost de adevăr și acum a rămas film de cult, este un film care se cheamă Un bărbat ca Eva și este închinat, adică inspirat din viața marelui regizor german Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder. Este o ficțiune, o poveste, care a avut un succes absolut incredibil. Și în țările anglosaxone și în America, America e film de cult. Adică dacă intrați pe site-ul, găsiți peste tot, în fiecare an se dă 2-3 săptămâni, alții cinematografi, adică e cel mai serios succes al meu internațional recunoscut. Câte filme aveți la activ până acum? O, multe, nu cred că ești. M-am niciodată, dar am destul de multe. Am 15-20 de metraje, documentare foarte multe, destul de multe. Dacă având viața împărțită în două, jumătate de inginerie, jumătate asta, dacă aș fi trăit fără inginerie, ați făcut mai multe. M-a pus în alții toate. Haideți să venim puțin și la filmul pentru care, de fapt, ați și venit dumneavoastră la Ploiești și să-mi spuneți de unde a pornit ideea, acum cât timp a venit această idee, cum ați ales actorii? De la romanul lui Demorar, care se cheamă Lindenfeld, care a inspirat dintr-un sat din Banat, complet părăsit, rămas numai în mine, prin altării fie satului, au plecat fie în alte părți, fie în Germania. Și plecând la aceste ruine și de la acest sat în ruine, Moral a scris o carte pe care s-a transformat într-un scenariu, iar eu l-am retransformat în această povestire, care este un fel de declarație de dragoste la satul a părăsit, în același timp o rememorare a situației nemților din Banat, care au fost expulzați, duși în Rusia, pomăduși în Bărăcan și mai departe, tot după o poveste superbă de dragoste. Vă spun că sunt foarte bucuros că vin de la București, unde am deschis ieri. La București, a fost o deschidere a filmului. Și aceasta este a doua din... Nu, era prevăzut, era primere, premiera a fost aseară acolo și acum aici. Deci a fost, cum ar veni, seara de premiere, a doua premieră, dacă vreți. Da. Iată un avantaj al Ploieștiului, că este foarte aproape de București. Da, nu, dar veneam oricum la Ploiești, am spus că sunt aici. Și a fost un succes absolut extraordinar. Absolut extraordinar. Adică, arhiprima sala, la MOL, la Cinema City din București, care este fratele Cinema City, și s-a ridicat lumea în picioare sfârșit, noi plecasem, noi eram și noi plecasem, am aflat cum s-a ridicat în picioare sfârșit apă la doar la film. Adică a fost și asta foarte bucuros, că a avut un succes extraordinar. E o poveste foarte caldă, poveste de dragă să te fac, foarte caldă, foarte emoțională, foarte... Lucrată magistral, Victoria Cociaș, cu face un cuplu extraordinar cu Victoria Benciuc, cu măcarea Mica Rolor, Mica, care este Brici, Perla, Iacona Rolor, cu omii extraordinari, deci și toate susținuți și de acolo. Apropo de lucrul acesta, spuneați mai devreme că majoritatea filmelor din ultimul timp seamănă între ele. Dumneavoastră ce gen de film a fost? Nu seamănă. Nici un element nu seamănă cu altul. Dacă le vedeți pe toate, nici unul nu seamănă. Care gen de film vă este cel mai drag? Nu vă zic că spun. Spun că n-am făcut sunt diferite, filmele s-au diferite, filmele fac o anumită temă, dezvolt tema într-un anumit fel, n-am făcut comedie curată niciodată. De exemplu, filmul ăsta de televiziță, care vedeți aici, are momente de mare haz, s-a râs, filmul fi totuși un film tragic, o tragicomedie. N-am făcut niciodată comedie curată, nu-mi iese, nu dacă nu iese. Trebuie să ai un talent special. Corect. Ce faceți în afara regiei de film? Ce pasiune aveți? Păi nu prea mai, că asta e o meserie care se consumă toate pasiunile. Mă face diverse. M-am călătorit cu meseria asta, călătorit în toată lumea. Și apropo de călătorii, ca și țări, ce v-a impresionat cel mai mult? Unde v-ați întoarce acum cu plăcere? Chile, America de Sud. Chile este de ce? Păi este fabuloasă ca peisaj și ca peisaj uman și ca... E America de Sud, e sud-americană total, fără să fie... mafia din Argentina sau din Brazilia, fără mizerie din așa mai departe, fără nebunile din nu știu unde, din Venezuela, cu ăla, cu un președinte, e o țară echilibrată într-o cultură sud-americană. Dacă vreți toate avantajele sud-americii și la Chile, fără să ai dezavantajele celelalte, care le știu că am fost și la Argentina, unde e o țară minunată, dar e nebunie, haos, dezordine, tot felul de probleme.
Brazilia nu mai vorbesc, știți, cu favele, cu sărăcete astea acum la fotbal, se bat între ei. Vă uitați și la campionatul mondial, vă place? Nu joc fotbal pentru că am jucat basket și atunci noi care jucăm basket nu ne place fotbal. Iată, la Ploiești avem și o echipă de basket foarte bună. Cea mai bună. Ați fost la vreun meci al echipei de basket? N-am mai fost, că n-am. Am jucat basket, adică la preprofesionist, de la 12 ani la 30, de 13 ani am jucat basket, așa că... De-aia nu se mă pe fotbal. Știți că noi basketbaliști o să-i întrebați pe băieții noastre din Ploiești, nu se uită la fotbal, că acolo zice mai puțin nobil, ca să zic așa. Basketul era, mă rog, frumos. Care ar fi planurile de viitor? Ce vă surprize? Am niște proiecte de film. Am în fază de proiect vreo două și trei chiar, dar și în fază de aproape de realizare mai este unul. Și așteptăm să vedem, să strângem banii toți care trebuie, să am forță, să fiu sănătos și mai departe. Dar cred că merge. Apropo de bani, cât de greu este în ziua de astăzi să poți să produci un film? E complicat și foarte greu și dacă nu ar fi Centrul Național Cinematografie care să dea niște... o cotă, nu s-ar putea face. Nu se investește, privații nu investesc. E o poveste complicată, pentru că nu sunt o marcă de film. Filmele europene, toate filmele europene sunt subvenționate. Deci și de la americani. Pentru că nu există piață în Europa. Nu vă gândiți că sunt 20, sunt 36 sau 40 de limbi din Europa. Un film danez, care are 4 milioane de locuitori, dacă îți faci un film danez, nu poate să coste substanțial mai puțin decât un film cu engleză sau știu ce. Dar limba daneză, câți vorbesc daneză? Filmul finlandez, înțelegeți? Deci e o problemă mare de tot asta în Europa. Și atunci de asta Europa, toată Europa, subvenționează filmul într-o formă sau altă. Și de-aia există cu americanii acea clauză culturală, dacă ați auzit de ea la GATT, la tratatul ăsta de comerț și industrie, o clauză culturală care a fost impusă de Franța, adică prețată de Franța, este excepție. La cultură poți să dai subvenții, ceea ce nu ai voie în rest. Pentru că altfel s-ar distruge cinematograful european. Le spun de acum, dar nu mai există. Nu numai aici, nu. Peste tot. În nicio țară. Dintre actorii cu care ați lucrat până acum, cu care v-ați înțeles cel mai bine, de care vă leagă o prietenie și dincolo de latura profesională? Am avut norocul și asta, sub mare, a fost binecuvântare, că la al doilea film, de exemplu, începând de la al doilea film, de la primul chiar, de la al doilea, la dincolo de Nisipul, după Părânci Neagră, am lucrat cu toți mari actori. Am lucrat cu George Constantin, am lucrat cu Mircea Albulescu, am lucrat cu Gina Patric, am lucrat cu Emil Botta, am lucrat cu Vasile Lițulescu, am lucrat cu Vasilica Tastamanu. Am lucrat cu Toma Caragiu, în seriale de televiziune cu Toma Caragiu și Brăila. Adică cam toți mari actori, nu am lucrat cu ei. Am fost foarte plăcut cu George Constantin, Dumnezeu să-l ierte. Cu Toma am fost foarte plăcut, amândoi i-am pierdut cu amândoi astea, și Toma și George. Pentru că suntem la Ploiești, ce amintire vă leagă de Toma Caragiu? Multe. Am fost foarte mult împreună cu Toma. După ce a venit, a plecat de la Ploiești, că era fost în zilele de la Ploiești. După ce a plecat de la Ploiești și era în București, am fost, până am plecat eu din țară, ca să zic că din 71 până în 74, aproape zi de zi cu Toma. Ei, jucând un rol foarte important, a făcut primul serial de televiziune în România, ca să mă urmărirea. Primul serial de televiziune a făcut eu și Toma era șeful voieștii de siguranță. Așa era, în filmul comunist, cu urtător, cu plecatul meu. Era extraordinar. Toma și eram foarte des cu Toma. Adică eu conștiesc cu aproape de zis. Ceva personaj fascinant. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Cu siguranță veți produce în continuare multe alte filme. Sper să produc. Cred că filmul ăsta care mi-e foarte drag și să aibă ecou, care a fost aseară formidabil la premieră, adică așa zis, la prima premieră. Ocazia de presă a fost formidabilă, să vedem cum se mișcă lumea. Deci asta contează. Noi vom dedica și următoarea emisiune acestui film și vom avea un invitat, un actor principal al filmului. Vă lăsăm și pe dumneavoastră surpriza să vedeți despre cine este vorba și vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aceasta. Și vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că sunt la Ploiești. Iar pe noastră, stimați spectatori, vă las alături de emisiunile postul de televiziune și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Până atunci, numai realizări.